Aș mai întoarce un pic așa rapid Da. și la relația cu Victor Ponta și la dumneavoastră. La ultima ședință de guvern, o replică, noi M-a am spus acuzat că acid, vorbesc prea tehnic. Nu, da, dar prea n-a fost o tehnic, acuză. cu Stai. hepatita C, a fost un pic Nu, o este replică. o... Nu, 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 nu. Acolo a fost și un pic preluat din context. Nu, Noi trebuie era să preluăm chiar... că doar atât vedem Corect, din corect, ședințele aia de corect. guvern, Nu, 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 nu începutul, vedeți în doar și toată după ședința. aceea. Nu, nu, nu. Da. Într-adevăr, la mine, fiind și o persoană tehnică, fiind medic, fiind așa, există și tentația de a veni în fața publicului și a da explicații mai mult de natură tehnică. Și premierul tocmai asta îmi spunea, să le spun oamenilor cât mai ușor ca să înțeleagă. Deci era vorba de tratamentul pe care noi îl dăm pentru ciroză și hepatita C în momentul de față și era una din veștile foarte bune și așteptată de români de mult timp. De vreo 8 ani se așteaptă un tratament miraculos în sensul acesta. Era vorba de această situație. Nu, relația mea cu Victor Ponta este foarte bună. Și acum, și drept dovadă, cam tot ceea ce s-a realizat în sănătate nu ar fi fost posibil fără contribuția lui Victor Ponta și fără ajutorul lui. Că altfel, inițiativa a fost multă de-a lungul vremurilor și de-a lungul miniștrilor, lanțului de miniștri al sănătății, care e destul de lung. Și ați văzut că rezultatele au fost foarte puține în domeniu. Deci multe Deci, îi se datorează și lui relația Ponta. noastră cu Victor Ponta, bună, Este foarte stabilă, bună, tot în da. regulă. Cât de stabilă mai este însă poziția lui Victor Ponta la guvern? Se tot vorbesc de scenarii, o retragere, poate o Bun. variantă a unui guvern UNPR-PNL, o altă variantă ar fi varianta ca UNPR-ul să dea un premier și PSD-ul să rămână la guvernare, ca să le Știți, analizăm un pic pe le scurt. analizăm pe toate, pe scurt. Eu cred aici că, în primul rând, trebuie să ținem cont și de ce spunea Gabriel Oprea și l-am văzut chiar aseară la o emisiune. Că nu-și dorește în mod expres să Că ajungă. nu-și dorește în mod expres și că are o înțelegere politică cu Victor Ponta, parafată prin cuvântul domniei sale și ați văzut că dânsul este un om care încearcă să rămână în limitele înțelegerilor pe care le face. Deci, din punctul ăsta de vedere, mie mi se pare și o opțiune corectă și normală. Asta înseamnă că nu poate fi vorba, cel puțin acum, în momentul de față, dar nici pe viitor. Nu văd vreun pericol de instabilitate al guvernului. Deci, ca și concluzie, consider poziția lui Victor Ponta stabilă. Din Cred punct de vedere al că majorității. din punct de vedere al Pentru majorității, că cred Victor Ponta mai că... este amenințat ca și poziție și de partea penală a problemelor sale, să le spunem așa. Bun, aceea e o chestiune pe care, bun, de care se ocupă domnia sa în particular. Și își rezolvă problemele, ați văzut, merge, are discuții cu autoritățile, cu competente, deci nu se derobează de această situație. Dar din punct de vedere politic, guvernul este stabil și șansele sunt foarte mari ca guvernul să reziste până la finalul mandatului, de fapt. Acum, vorbind strict la obiect și comparându-ne, nu știu, cu alte țări, să zicem, din Europa dintre vecinii noștri, cred că e normal ca un guvern să-și ducă tot proiectul la îndeplinire. Adică, nu știu ce câștig are România, cu cât schimbă guvernele mai rapid. Vin unii până când se instalează ceilalți, nu e majoritate, iar își vin alegeri. Deci e o chestiune, abia atunci ar fi vorba de instabilitate. Ca și în domeniul pe care îl conduc. Da, eu sunt al 30 și nu știu câte la ministru al sănătății, în 25 de ani. Și toată lumea se întreabă, domnule, dar de ce n-a fost, domnule, o chestie de la cu cap, cu... Așa, păi uite de asta, au fost 31 de păreri, cel Da. puțin până în momentul de față. Complicat. Acum, repet, aș vrea să rămânem în domeniul ăsta al scenariei. Există și posibilitatea, sau spun unii, că Victor Ponta ar putea demisiona și că în locul lui, chiar dacă n-a spus-o direct nici măcar aseară, să vină Gabriel Oprea și să se păstreze aceeași majoritate. Cum vă vedeți, dacă veți primi propunerea să rămâneți în viitorul guvern condus de Gabriel Oprea, prim-ministru? Tot ministrul al sănătății, să Iarăși, spunem. n-ai vrea să merg pe acest drum al speculațiilor, pentru că nu e vorba de așa ceva, având în vedere că vorbim de două personaje, Victor Ponta și Gabriel Oprea,
care nu numai că și-au promis susținere reciprocă, dar nu au nimic cu celălalt. Adică oamenii sunt într-o relație, nu știu, pe care am putea defini-o ca de armonie, da? Colaborare, armonie și chiar solidaritate. Solidaritate și politică și umană. Atunci ar fi păcat ca să intrăm pe un teritoriu din ăsta de speculații și scenarită. Și, vedeți, eu aici sunt pus să tratez boli, nu să le... Am înțeles. Deci, atunci haideți să mergem. Haideți să...